Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit! Sunt Ioana Jeler. Ne aflăm în fața Teatrului Național din Cluj-Napoca. Nu întâmplător! Am venit pentru a aduce din nou în fața dumneavoastră o nouă poveste de viață. O poveste a actriței Melania Ursu. Să o urmărim, să o ascultăm împreună! Melania Ursu s-a născut la data de 16 iunie 1940 la Sibiu. A absolvit IATC Ion Luca Caragiale București, promoția 1961. În perioada 1968-1970 a fost profesor de actorie la Liceul de Coreografie Cluj. Apoi, în 1976-1978, a fost profesor asociat la Catedra de Artă a Actorului Institutul de Teatru Târgu Mureș. A continuat în perioada 1988-1991 ca profesor asociat la cursurile de actorie mișcare scenică machiaj, secția canto la Conservatorul Gheorghe Dima. În prezent, Melania Ursu este actriță a Teatrului Național din Cluj-Napoca și a Teatrului din Turda și cadru didactic la secția de actorie a Liceului de Coreografie și Artă Dramatică Octavian Stroia, dar predă cursuri de actorie și la Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității Clujene. Melania Ursu are 2 copii. Suntem alături de actrița, de doamna Melania Ursu, care în această emisiune, în cadrul acestei ediții, ne va împărtăși din povestea de viață. Sunt curioasă și cred că și dumneavoastră vreți să aflați mult mai multe despre doamna Melania Ursu. Doamna Ursu, vă mulțumim că ne-ați primit. Bună ziua și bine v-am găsit! Cu plăcere! Vreau să pun și eu o întrebare, dacă nu vă rog. Ce v-a determinat să veniți în întâmpinarea mea după atâta timp? Timp în care am dat foarte multe interviuri, mi-am făcut cariera, cum se știe, dar ce v-a determinat să veniți acum, de exemplu, la mine, când trupa teatrului este compusă din foști studenți și elevi de-ai noștri și e foarte vie, foarte interesantă și erau atâția inși care puteau să vă împărtășească cât de cât ceva din mica lor experiență. Tocmai că am aflat foarte multe despre dumneavoastră, sunteți o doamnă, o actriță și tocmai de aceea am văzut evoluția dumneavoastră, am văzut parte din reprezentațiile pe care dumneavoastră le-ați avut, dar probabil atât eu cât și telespectatorii nu prea știm de multe ori ce se ascunde în spatele omului care apare în fața publicului. Asta ne-a determinat și de asta am venit la dumneavoastră și ne-ați primit cu atâta drag. Vă mulțumim! Cu plăcere, însă, hai să clarificăm un lucru. Omul Melania Ursu e un om ca toți oamenii. Deci nu pot să îmi dau o altă identitate, să încerc să fac un roman captivant din viața mea. Ori ideea de a mi se pune întrebări oarecum intime nu îmi convine, pentru că asta intră deja în grija paparaților, care dezvăluie secrete din viața actorului față de public. E o treabă care nu mi se pare tocmai fair play. Fiecare actor are viața lui particulară și încearcă să și-o păstreze sieși. Deci nu facem din asta publicitate. Atât cât o să ne permiteți dumneavoastră, doamna Ursu, o să intrăm, să spunem, în viața dumneavoastră. Dar mai bine ca dumneavoastră, doamna Melania Ursu, nu știe nimeni să ne spună unde ați copilărit, unde v-ați născut, care a fost drumul pe care dumneavoastră l-ați parcurs până aici. Noi nu suntem paparați, am venit cu mare drag la dumneavoastră și tocmai aceste aspecte vrem să le aducem în fața publicului, pentru ca oamenii, cum spuneați dumneavoastră, să știe că actrița, omul, Melania Ursu, are trăiri normale, este un om normal, așa cum spuneați dumneavoastră. Așadar, unde v-ați născut, doamna Ursu? M-am născut într-un an cheie a istoriei României. Am născut la Sibiu, în 16 iunie 1940, ca după câteva săptămâni România să fie ciuntită, să se cedeze partea de Bucovina rușilor și partea Ardealului Ungarii. Dar asta ar fi un punct de pornire atâta timp cât tatăl meu, care a fost militar în carieră la cazarma din Sibiu, cavalerie, tata a trebuit să facă frontul. A trebuit să ne lase, eram 2 copii,
în familie, să ne lase în grijă mamei și a bunicii pe perioada războiului. Iar ulterior, după ce am făcut refugiu la Turnișor, lângă Sibiu, am locuit în Sibiu până prin anul 47. Ulterior am fost o serie de familii de militari aduși aici în Cluj. Deci cazarma, care o știți și voi, lângă teatru, a fost prima noastră locuință în 48. După abdicarea regelui, nu vreau să fac din viața tatălui meu, nu știu ce motiv de laudă, dar tata, fiind un militar crescut cu multă demnitate, școala de ofițer de altă dată, cultiva acest dat. Militarul să fie un om de cuvânt, un om demn, om de mare cinste. Și în profesia lui și în casă. Deci am prins o educație oarecum militaroasă, să spun așa. Dar tata a refuzat să intre în Partidul Comunist și atunci, neintrând la propunerea care s-a făcut în 49, tata a fost epurat din armată și am fost trimiși din cazarmă pe strada Horea într-o cameră și o bucătărie, domiciliu forță. Deci copilăria mea, ca să zic așa, la 7 anișori fiind elevă, a avut probleme. Toate astea s-au așezat în sufletul meu de copil. Am asistat la plecarea din Sibiu, dintr-o vilă unde aveam ordonanță și servitori. Am ajuns într-o cazarmă la Cluj, din cazarma de la Cluj pe strada Horea într-o cameră bucătărie și totul s-a sedimentat în niște impresii brutale, ca să zic așa. Ce să zic, actorul își, dacă are talent, bineînțeles, își construiește cariera pe sentimente și experiențe reale. Dacă nu le-ai trăit, dacă nu le-ai traversat, nu ai în tine acel bagaj de sentimente și impresii pe care le poți spune în discuție când primești un rol, mai ales de factură dramatică. S-ar părea că am avut talent, să spunem. Așa se pare, dar și sigur asta este și așa se pare în momentul în care ați fost descoperită, să spunem, dar aș vrea să revin puțin la copilăria dumneavoastră. În timp, tot ceea ce s-a întâmplat atunci, spuneați că s-au sedimentat și au lăsat amprenta asupra dumneavoastră. Ca elevă, dumneavoastră, cum ați fost? Cum vă mai amintiți de anii de școală? Pentru că, practic, să recunoaștem, de acolo a pornit ascensiunea, dacă e să spunem. Într-un fel. Deci, clasa 1 am început-o chiar aici, în clădirea asta veche de pe colț, care acum aparține coregrafiei. A fost prima mea școliță și nu uit, altă lovitură sufletească. În momentul abdicării regelui, în luna decembrie, directorul școlii a intrat în clasă, ne-a luat crucea din clasă și ne-a anunțat că preotul nu o să mai vină să ne facă ore de religie. Ne-a rugat să punem manualele pe bancă. Un copilaj de 7 anișori, ce știam noi, schimbarea politică, de ce se face, cum se face, cum va decurge și manualele au fost ciopărțite, ciuntite. Ne-a rugat să rupem portretul regelui și reginei, să coborăm jos în curte, s-a făcut un rug și toți elevii de la toate clasele au aruncat pe rug portretul regelui. Bun. A urmat regimul, deci am prins regalitatea, a urmat regimul Gheorghe Gheorghiu Dej. A fost oarecum pentru început un regim, să spunem, zic eu, civilizat și benefic copiilor. Trebuie să fiu și pionieră, e adevărat. Școala a fost făcută pe sistemul sovietic. Am terminat cu 10 clase. Atunci notele erau de la
2 la 5 și disciplina era indiscutabilă. Deci am fost crescută foarte sever și responsabil față de ce înseamnă mersul la școală și disciplina în clasă și în toate activitățile pionierești care erau atunci la ordinea zilei. Știu foarte clar că mă țineam de drăcii, deci aveam o fantezie bogată și atunci copiii din clasă mă rugau să imit diversi profesori care nu erau. Și am început să imit, să scriu versuri comice pe tema anumitor profesoare care erau teroriste, erau furisite. Totodată cântam. Știu că era la modă Yves Montand. Și muzica franceză era în perioada anilor 55-67. Eu am terminat cu 10 clase aici la liceul Coșbuc și la anumite reuniuni tovărășești care se țineau din când în când în școală, cântam din repertoriul lui Yves Montand și mă dădeam un spectacol și chestia asta mă încânta foarte. Copiii țineau la mine și nu uit, în ultimele săptămâni ale clasei a 10-a au apărut la școală câțiva actori renumiți la vremea respectivă, doamna Olimpia Arghir, fiertată, domnul Constantin Anatol, domnul Raborescu și ne-au rugat, dacă avem chemare, spre teatru să pregătim câteva poezii, pentru că într-o anumită duminică, aici în teatru, se dă o audiție. Normal că m-am prezentat, dar numai la cererea colegilor mei care au spus, dacă tu nu te duci, noi nu mergem. Și am zis, dacă nu veniți voi, nici eu nu mă duc. Bineînțeles că eram în sinea mea oarecum timidă. Așa. M-am prezentat la audiție aici în teatru și din 36 de copii știu că am reușit vreo 9. Din diverse școli și chiar din foștii admiteriști care făceau figurație aici la teatru. Așa a început și Florin Piersic, făcând figurație. Am un coleg, Ion Marian, care încă mai joacă. A reușit și el atunci, și George Voicu, și Lăluț Octavian, și Bogdan Ivașcu. Știu că eram câțiva clujeni care ne-am împrietenit la admitere. Bun. Ei, cu recomandarea dată de aici, din Cluj, am plecat la cursurile de pregătire în București, la IATC Caragiale, și acolo ne-am trezit într-o lună de zile că trebuie să facem față unor cursuri de pregătire. Cine se ocupa de noi? Exact studenții anului 4 final, deci printre ei Florin Piersic, între noi există 4 ani diferență de vârstă și de studii, și Florin, nu uit, m-a văzut la pregătire și zice, băi copilă, tu de unde ești? Eu din Cluj. Vai de mine, dacă ești din Cluj, te rog foarte mult să nu faci Clujul de râs, pentru că și eu sunt din Cluj. Ia să văd ce știi. Știam două poezii, Mari și late, o fabulă de Krylov și o poezie de Atoma, lirică, Micuții pescuitori de perle, ile recit, Florin îmi dă niște indicații. Normal, mi-atrage atenția, vezi să nu faci Clujul de râs, că nu mai stăm de vorbă. Reușesc, mă prezint toamna la facultate și de aici începe o altă legendă a adolescenței mele, în sensul că eram foarte inhibată, nu știam cu ce se mănâncă teatru. Habar n-aveam că toată treaba asta se învață în 4 ani de studii, că apare o serie întreagă de discipline, apare mișcarea scenică, apare dicția, apare canto, apar exercițiile de improvizație, recitările și așa mai departe. O perioadă am stat așa ca un arici cu țepii scoși în apărare și într-un târziu doamna Sorana Coroamă, fiertate, ea a fost cu noi în anul întâi,
Mi-a spus fetiță, dacă nu-ți dai drumul, uite, la examenul de la semestru, te trântim și te întorci acasă la Cluj cu coada între picioare. Ce să-ți fac? Ești tăcută, stai cu minte? Dom'le, nu eram eu, eram un om prudent care nu doream să greșesc cu ceva, dar nu realizam că trebuie să fiu eu cea care la școală susțineam programe artistice în pauze și în timpul liber. Doamna Ursul, ca o paranteză aici, v-ați gândit vreun moment, atunci când erați copilă, că v-ați dori să urcați pe scenă, să deveniți actriță? Nu mă gândeam neapărat la o carieră în sensul ăsta. Dar îmi scoteam la iveală toate sentimentele și toate opțiunile în domeniul artei. Adică eu nu uit foarte clar că pionieră fiind, mă duceam la Balatul Pionierilor și pictam. Făceam acuarele sau în ulei, cântam la pian, am fost dată să iau ore particulare de pian, la un moment dat și de acordeon. Deci pe linia muzicală, pe linia desenului, a picturii și a recitărilor, eu m-am manifestat ca orice copil și mă simțeam foarte bine, dar nu mă gândeam la o carieră în sensul ăsta. Deci treaba a apărut conștient în facultate, propriu zis, deci când am început să fac exerciții de improvizație, fac o paranteză, peste câteva zile am întâlnirea de 50 de ani cu promoția mea de aur, la București, mersi, și unul din colegii de grupă care încă funcționează la Teatru de Comedie, Racoț Eugen, mi-a întins o mână, a zis, măi, fată, hai să facem ceva cu niște țărani. Că ne prostim noi acolo și vorbim mai dialectal, mai țărănești. Și am fost Nastasia, el Ion, și am făcut noi acolo o aiureală de copii, dar fiindcă nu eram noi, și trebuia să compunem clar niște caractere și să vorbim dialectal, ne-am dat drumul și eram teribil de comici. Deci, ăsta a fost primul pas, deci, spre dezinhibare, fiindcă la ora actuală stilul de predare în școli e cu totul altul față de ce am prins noi atunci, în anii 57, 8, 9, 60, 61. Deci se mergea pe realismul transmis din linia de predare rusă, bazată pe cărțile lui Stanislavski, lucru care mi l-a și confirmat în timp școala, atâta timp cât noi eram datori să vizionăm săptămânal foarte multe spectacole, inclusiv turnee care veneau din alte țări, deci din lagărul socialist de atunci, am reușit să văd multe trupe rusești și îi jucau numai și numai realist, cu tot combustibilul lor specific, că sunt oameni foarte dotați în materie de artă. Am văzut trupa lui Bertolt Brecht din Germania Democrată, am văzut trupa maghiară, trupa din Italia, am văzut o trupă franțuzească de la Comedia Franceză. Deci am văzut trupe străine care au fost niște puncte de reper în formarea mea. Deci m-am gândit cam cum aș dori să joc ca să ajung și eu un nume important. Am avut niște idoli, ca să spun așa. Asta vreau să vă întreb. Cine v-a rămas așa la suflet? Cine a rămas în suflet? Nu uit, în studenție mergeam să vizionez spectacolele în care era Olga Tudorache Tână. Chiar aseară am văzut-o la televizor în Efectul Razelor Gamma, pe Cultural. Spectacol destul de vechi. Nu s-a mai jucat de prin anii spre 80. Și biata Olga e acum cam bolnăvioară, obosită de ani. Dar era extraordinar. Pentru mine a fost un model. Deci, între actrițele din România, Olga Tudorache a fost prima care am purtat-o așa în gând și încercam să o savurez, să o înțeleg, să observ ce anume are special
ca să câștig și eu ceva din experiența ei și mi-am dat seama că este nemaipomenit de puternică, nemaipomenit de directă, de cinică, de caldă, de disperată, deci toată gama de sentimente pe care ea le oferea, mie mi-a dat de gândit. Din cinematografia străină, Irene Papas mi-a plăcut. Foarte. Am văzut-o în Electra și știu clar că filmul Electra îl vedeam de nu știu câte ori, fiindcă îmi plăcea teribil această ființă. Am văzut-o după aia în Clitemnestra din Ifigenia Naulis. Am văzut-o cu Yves Montand într-un film politic, Ziua Z, parcă, film grecesc. O actriță deosebită. Deci, astea două mi-au dat mie de gândit. Sigur că și Catherine Hepburn și Bette Davis, lista e lungă, dar femeile puternice și foarte directe în exprimare, astea mi-au fost școala, ca să spun așa, mi-a, într-un fel particular. Există vreo persoană acum, în acest moment, să vă gândiți că a lăsat ceva din ea, să spunem așa, asupra dumneavoastră și a lăsat amprenta? Ce persoană? Nu știu, dacă e să vă gândiți așa în timp, care v-a îndrumat, care... Ca mentor? Exact. Ca mentor, nu pot să spun. La școală, pe vremea respectivă, nu se făceau mari demonstrații de examene actoricești cum sunt acum. Chiar de seară mă duc să văd o grupă anului întâi și sunt foarte curioasă ce fac acești copii, fiindcă se lucrează mult mai meticulos și mai științific ca atunci. Atunci se mergea pe intuiție, pe eliberarea subconștientului și cam atâta. Nu se făceau demonstrații de pedagogie merse până la a instrui studentul sub intenții regizorale, ca să-l pui în valoare. Nu. Totul se rezuma la a-și găsi fiecare student echilibru și sinele pește, nu? Să nu fie artificial, să nu mintă, să mintă frumos, adică să învețe să fie cât mai adevărat, fără prea multe artificiozități. La ora actuală, școala de teatru e mult mai complicată. Sunt educați de așa natură studenții, încât ei trebuie să facă față și la teatru dans și la teatru de simplă mișcare, fără replică, sau și la teatru cu text și muzică cântată sau recitată. E complicat. Sunt foarte solicitați, ca să spun așa, cel puțin la Cluj, studenții de la teatru. Cunosc aspectul multor școli din România, dar la Cluj se face cea mai bună școală. Noi, să fie clar, deținem supremația. Frumos. Și să revenim acolo la perioada aceea în care, dumneavoastră studentă fiind, vi s-a spus, dacă nu depășești această situație, acest prag de inhibiție, te trimitem la Cluj. Ei, spuneți-ne, doamna Melania Ursu, cum ați reușit? Ce s-a întâmplat? Care a fost declicul? Declicul ți l-am explicat. Un lucru era meritoriu atunci. Intram mulți, e adevărat că singura școală de teatru era la București, era acest Ile Caragiale, dar ce era bun atunci ca mod de a intra pe băncile institutului era o selecție destul de severă, intrau mulți, e adevărat, în promoția noastră am fost 100, plus alți 25 reușiți fără loc ca audienți. Dar toți 125 participam la cursuri, iar audienții trebuiau să se prezinte numai la examenul de actorie. Dacă nu făceau față, erau eliminați și ei și alții care erau deja studenți cu loc, nu? Reușiți la admitere, erau transferați la alte facultăți. Deci nu rămâneau pe drum. Marea majoritate au fost transferați la filologie.
Țin minte, exista fiica marelui actor Ciubo Tărașu, frumușică până în talie. În talie, în jos, se și căuta o trupă frumoasă. Era și cultivat la orele de mișcare, corpul frumos, echilibrat și sănătos. Ei bine, Magda Ciubotărașu a căzut la finele anului întâi. Era o nepoată a marelui regizor Finții, Alexandru Finții, a făcut față cât a făcut un an de studii, dar a fost eliminată în final. Era soția, tânăra soția marelui actor George Vraca. Iulia Vraca, o cucoană frumușică, dar nu prea avea talent, așa că la sfârșitul anului a fost eliminată. Și mulți alții. Ați reușit și ați trecut. A fost severă. Pe tema asta ni s-a confirmat, cei care am rămas, că avem ce căuta în institut. Dezinhibarea a venit pe traseu, conform programei școlare, analitice. Am făcut în primul semestru versuri, Eminescu. Și am rămas fidelă lui Eminescu. Deci cât timp am predat la noi la Academie, am inclus Eminescu în program. Eminescu rămâne sacru, cu toate că mulți îl contestă, fiindcă sunt în goană după senzațional sau calcă pe cadavre. Eu nu pot să calc pe inima lui Eminescu. Eminescu te învață filozofie, te învață sensibilitate, logică, frazare, poezie, sentiment, te învață de toate. Și nu poate fi neglijat. Deci am făcut Eminescu și pe urmă dramatizări din nuvele, schițe, din literatura epocii, puțin proletcultiste, dar asta a fost. Iar în semestrul 2 am trecut deja la probleme de repertoriu. Puțin din teatru antic, puțin din clasic și tot traseul facultății am trecut printr-o cât de cât istoria teatrului universal. Asta e. Parcă n-aș vrea să vă întrerup deloc, dar e o plăcere să vă ascult, să vorbesc cu dumneavoastră. E momentul să luăm o pauză. Scurtă, revenim în câteva minute. Rămâneți cu noi. Care este rolul, doamna Ursu, care simțiți așa dumneavoastră că vi s-a potrivit sau în care v-ați regăsit cât de cât dumneavoastră? Există vreun rol pe care l-ați interpretat sau sunt mai multe chiar? Sunt mai multe, dar am simțit, așa am fost de fapt educat, am simțit nevoia să le iubesc pe toate, deci nu să am o preferință anume. Dar m-am simțit foarte, foarte bine alături de colegul Dorel Vișan în Filomena Marturano de Eduardo de Filippo. Spectacolul a fost și filmat de Olimpia Arghir la vremea respectivă, în anul de grație 92-3, și a fost dat pe post. A fost dat pe post Bucureștiul l-a difuzat, cum a fost dat pe post și Iașiul în Carnaval, în regia lui Victor Frunză, unde eram Tarsița și ulterior Chirița. Deci toate monologele din cele patru chirițe le-am jucat însuită într-un soi de one woman show, să-i spunem așa, cu dans, cu muzică. A fost foarte frumos, distractiv. Spectacolul a ținut pe afiș aproape 2-3 ani. Ați fost plecată și în multe turnee. Nu v-ați gândit vreodată, doamna Melania Ursu, să rămâneți într-o altă țară sau să vă stabiliți într-un alt loc? Să nu crezi că nu ne-am întâlnit cu oameni fugiți din țară, cu actori plecați. Ei știu de ce au plecat, mulți s-au ratat. Balerini plecați, care... Balerinii au mai rezistat pentru că au alt limbaj în exprimare, fără cuvânt. Dar actorii s-au cam... s-au ratat, sau au ajuns unii la disperări, la sinucidere. Nu,
nu pot să discut acest capitol. Deci, chiar Dan Nuțu, care juca în întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu, fugind înainte de premiera filmului, deci înainte de anul 80, fugind din țară, recent l-am văzut aici la TIFF pe scenă, o clipă, a venit să înmâneze premiul cuiva din echipa de filmiști tineri, dar el e în America ca simplu, nu știu, regizor tehnic, nu știu. Deci nu v-ați gândit niciodată să vă stabiliți în altă parte? Nici n-am putut. Nici n-am putut și am avut destulă maturitate în câte ieșiri am făcut să realizez că actoria se face cu limbă. Cu limbă, limba țării respective. Deci nu se poate face în dialect, nu se poate face pe altă limbă sau cu accent. Te trădezi că nu ești de acolo. Și fiindcă eu sunt legată de limba noastră românească, am rămas în țară și mi-am făcut datoria cu toate sacrificiile inerente care au apărut în toată existența României. Știți foarte bine că regimul vechi ne-a ținut în foame, în întuneric, în frig, dar am trecut peste toate astea și ne-am făcut datoria. Cum a fost acea perioadă? Grea. Foarte grea. Să nu uităm că la vremea respectivă era o raritate să ai un televizor în casă. E, ăsta era unul din motivele pentru care oamenii își făceau abonamente la teatru și veneau, sălile erau pline. Veneau de drag să ne vadă. Totodată aveam și datoria să facem deplasări în localități mai mici sau la țară. Ei, și acolo veneau spectatori, oameni simpli, dar cu dragoste să vadă teatru, indiferent că îl înțelegeau sau nu, dar sălile erau tot așa pline și asta ne încânta. În fond, noi ne-am născut ca să dăm ceva din noi oamenilor. Ei, nu știu cum să-ți explic, cred că e destul de dificil să aterizezi în altă țară și acolo să ți se pună mereu condiția că nu știi limba, nu o stăpânești atât de bine ca să te poți exprima pe scenă. Lucru care s-a întâmplat chiar cu Vasilica Tastaman. Știu că sărăcuța a stat în Suedia mult timp, n-a avut ce să joace, nu și-a găsit un serviciu pe potriva talentului ei și în ultimă instanță a prins un rol de, hai să-i spunem, poloneză în Suedia, care avea accent în suedeză, accent slav. A jucat cât a jucat, ulterior a venit acasă și a murit sărăcuța de ea, foarte bolnavă de ficat. Dar ea a suferit, nu și-a găsit locul, deci printre străini, oricum, orice ai face, rămâi Auslander. Nu ai țară. Faptul că ați devenit o actriță cunoscută, iubită, plăcută, v-a schimbat într-un oarecare fel viața, modul de viață? Nu pot să spun că nu, atâta timp cât ești conștient că ești persoană publică. Ești în centrul atenției, trebuie să fii foarte controlat în reacții, trebuie să socializezi cu cei din jur. Eu nu sunt de părere că e bine ca un actor să fie enfazat și distant cu publicul. Nu se poate. Suntem oameni. Și avem nevoie unii de alții, deci în programul meu de viață a existat dintotdeauna comunicarea, relațiile frumoase, de prieteni, îmi place prietenia dusă până la extrem și am prieteni și prietene foarte, foarte, foarte devotați. Asta am simțit-o chiar în ziua mea de naștere, în 16 iunie, când am primit non-stop telefoane. Nu mai pridideam, ba cu celularul, ba cu telefonul fix, mi s-au dat telefoane din toate părțile României, mi-am dat seama cu ocazia asta că sunt iubită, că sunt în continuare apreciată și a fost bine. La mulți ani cu sănătate și din partea noastră, pentru că toți suntem în luna iunie încă. Am o curiozitate, doamna Melania Ursu, în ce rol nu ați acceptat să jucați niciodată? Oh, am avut multe care erau scrise prost, deci eram foarte atentă ce piese
sunt în repertoriu teatrului și în ce piese sunt distribuite, dar datorită faptului că uneori simțeam că regizorul nu e tocmai inspirat și îmi face un clar de serviciu, spuneam nu, gata, hai să rămânem prieteni, dar înlocuiește-mă. Nu, nu, nu. Compromisurile nu și-au sensul, mai ales atunci când ai avut succes, ți s-a confirmat că poți să joci la o anumită cotă artistică pretențioasă și nu mi-a făcut plăcere să las ștacheta jos. Deci, trebuie să ai demnitate. Ce apreciați la o persoană cel mai mult? Fie femeie, fie bărbat. Omenia, normal. Și caracterul. Și ce detestați la o persoană? Prefăcătoria, circul. Teatru de proastă calitate în viața de toate zilele. Sunt foarte mulți care nu realizează că sunt artificial și își construiesc un personaj pe care îl poartă cu sine și le face plăcere să aibă o altă identitate decât cea de fapt. Așa că treaba asta nu mă încântă cu nimic. Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați urma același drum? Și știu că e o întrebare pe care va... Da, așa. Normal, dacă aici mi-am găsit echilibru, nu, n-aș ști ce să fac în altă împrejurare, crede-mă. Tata a dorit, când eram elevă, să mă pregătească pentru științe juridice. No, nu știu, poate că în tribunal aș fi jucat teatru, nu-mi dau seama ce aș fi făcut, dar nu e pentru mine și asta. Și în altă ordine de idei, intrând în învățământ, mi-am găsit locul, dar nu în totalitate. Îmi place să predau, am chemare pentru învățământ. Mi s-a confirmat că toți copiii pregătiți de mine au putut să-și ia inima în dinți să dea admitere la școli de teatru, la academii, au devenit actori și în timp respectul lor îl am în continuare. Mi s-a confirmat că am știut să-i ajut să le dau aripi să zboare. Dar pedagogie e pedagogie, ori scenă e scenă. Dar despre mama, Melania Ursu, ce ne spuneți? Sunteți și mamă? Da. Mama are doi băieți minunați. Unul a împlinit 30 de ani, Alexandru, acum duminică, și cel mare va împlini 40 de ani la 1 februarie anul viitor. Deci sunt mândră de ei. Cel mare este scenograf la noi în teatru, totodată lector la Academia de Teatru, la noi, la secția de regie, predă istoria costumului și a decorului. Sunt copii buni, echilibrați, bărbați frumoși și îi laud. Numai eu pot să... Cine să-i mai laud, dacă nu eu? Deci asta e. Și atunci când mergeați în turnee, cum ați reușit să îmbinați, să spunem, cariera artistică cu viața de familie, de mamă? Greu. Și la vremea respectivă nu existau bone sau servitoare. În regimul comunist nu exista așa ceva. Și atunci apelam ori la părinții mei să mai stea cu nepoțelul, ori la prietene care mă ajutau în ultimă instanță pentru o zi, două. Acum, în prezent, sunt convinsă, oamenii sunt curioși să știe ce faceți, unde sunteți în acest moment, la ce piesă lucrați? Propriu zis, pensionară fiind și reangajată, pe contract de fapt. Nu, joc pe contract la Teatrul Național, două vechi spectacole care se pun din ce în ce mai rar, nu interesează, văd că nu interesează deloc direcțiunea teatrului să conlucreze cu vârstnicii, păcat, e un proverb în lumea asta, cine n-are bătrâni să și cumpere. Așa că am fost cumpărată de teatru din Turda, joc într-o comedie cu trei personaje după Alexandru Galin, care se numește Paharele lui Cupidon, este o adaptare a regizorului Cristian Nedea,
Așa, și am succes. Alături de colegii mei, de Narcisa Pintea, care mi-a fost elevă cândva, e directoarea teatrului și actriță a Turzii, și domnul Dan Constantin, care are foarte mult talent și ne simțim teribil de uniți în proiectul nostru, jucăm, ne deplasăm, avem săl pline, ce poate fi mai frumos? Doamna Melania Ursu, vă simțiți în acest moment o persoană împlinită? Absolut, absolut. Nu cer mai mult decât mi s-a dat de la viață. Mi s-a dat cu plus chiar. Deci nu am complexe ca femeie, sunt mamă, nu am complexe ca actriță, sunt un om realizat, sunt și profesor. Ce pot să-mi doresc mai mult decât sănătate? Sănătate vă dorim și noi și vă mulțumesc din inimă că ați acceptat să stați de vorbă cu mine, să ne împărtășiți din povestea dumneavoastră de viață, atât cât ați simțit dumneavoastră. Vă mai aștept și cu altă ocazie și cu mare drag ne-ar place să venim la un spectacol acolo, al dumneavoastră, să-l filmăm, să vă vedem așa în exercițiu funcțiunii, cum să spune. Nu e rea ideea, dar trebuie să gândim bine ce anume, care spectacol merită atenția dumneavoastră, atâta timp cât n-am decât trei spectacole la îndemână pe care le pot oferi, două aici și unul la Turda. Păi împreună cu actrița Melania Ursu doar bine putem gândi. Mulțumesc din inimă încă o dată. Multă sănătate. Doamne ajută la toată lumea. Multă sănătate și dumneavoastră. Aici punem punct întâlnirii de astăzi. Eu sunt Ioana Jeler cu o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Succes. Vă dau întâlnire miercurea viitoare, începând cu aceeași oră 20. Numai bine. La revedere.